Domnul este Eusebiu Gafița, o să aflați multe despre el când îmbătrânește, dar deja auzim multe de el de când e mic. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Bine ai venit! Tu ai vocea tot timpul în schimbare, nu pot să mă corelez cu creșterea ta. Nu reușesc! Ai dirigă sau dirig la școală? Am avut, deoarece acum trec în clasa nouă, am avut doamna dirigintă de chimie. De chimie! Doamna Nicola Florentina și o salut pe această cale și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Mai ales că te-am mai lăsat să mergi la concurs. Și noi avem diriga noastră pe Andreiuța, o vezi acolo? Ți-a făcut fișa, zici că e diriga. Te ascult din fișa ta, fii atent. Chiar acum câteva săptămâni am participat la Festivalul de Muzici și Tradiții din Cismigiu. Asta, scrie și aceea. Unde am cântat împreună cu Orchestra Hora, orchestră la care sunt și solist vocal, dar și solist instrumentist. Perfect, scrie aici. Iar la acest festival am venit și alte orchestre mari, cum a revenit Orchestra Valahia. Așa? Și Orchestra Lăutarii din Chișinău, conducută de domnul Nicolae Botgros. Ia uzi, și ai cântat cu oamenii mari? Eu am cântat cu orchestra mea, dar am venit și alte numeroase orchestre. Stai mă, pe orchestra ta deja? Nu, eu sunt într-o orchestră numită Hora, sau Ciocărlia Junior. Aaa, trebuie să vedem și cu ei, când îi aduci? A luat nota 10 la probele de aptitudini de la liceul Idnului Pati. Și ești singurul? Singurul din 160 de copii. Și nu te urăsc ceilalți 159? Nu răspunde. Va participa la... În toamnă vei participa la un turneu național. Bun, și? Închinat domnului Liviu Vasilică, regretatului Liviu Vasilică. Astăzi ar fi făcut 64 de ani. Și chiar astăzi la Alexandria, la ora 6, la statuia sa, fiul său îl comemorează. Exact, suntem alături de Florin, nu scrie asta aici, așa eu se divag și mai. Bun, va participa la două tabere de creație. Voi participa la două tabere de creație la Predeal, da. Una oferită de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și una oferită de Primăria Municipiului București. Și-a învățat ăsta micul tot. Stai că mai am una. În primăvara acestui an a fost selectat printre primii... Printre primii 10 candidați de la Școala de Folclor Autentic. Am învățat ăsta micul tot despre el. Maestre, suntem mândri de tine. Mulțumesc. Succes și să ai grijă, tabără să te îndrăgostești.